chiar. Zi-mi, te rog, ce muzică asculți? Ador muzica religioasă. Am înțeles, dăm cu religia, am înțeles, da, gata, suntem pe cale ce dreaptă, fiule. Muzica mai clasică. Departe. Popular nu, da? Popular o ador, chiar și dansez populare. Vine de la tata. Dar zi-mi, te rog, că dacă tot tata în familie sunt 5 copii, de câte ori aveți această posibilitate să vă adunați la masă rotundă? Mai rar. Păi sunt sărbătorile religioase care definesc reîntâlnirea în cadrul familiei. Cum ar fi un Paște fericit, da? Un Crăciun. Astea sunt niște tradiții, niște tradiții care se respectă. De când am mers să studiez teologia și am făcut și psihologie, am început să spun lucrurilor pe nume. Iar activând în acest sistem religios, eu am descoperit tainele care îs făcute de religie. Eu am ieșit în afara lor. Și nou legământul, să descoperim și noi măcar ceva. Păi, vi-l spun. Energia vine direct la bărbat, de la divinitate, Dumnezeu, Creator, spuneți-i cum vreți. Și la femeie de vine? De la bărbat. Prin bărbat. Căsătorii cu acte regulă sau așa numai în concubinaj? Așa, concubinaj. Peste nu e pentru căsătorii cu acte regulă, tu știi cât concubinaj poți să faci. Dar înainte de asta, ca să vă decideți să trăiți împreună, cât timp v-ați întâlnit? Sau v-ați scris pe internet? Ne-am scris din prima dată, că m-am întâlnit cu dânsa. Adică v-ați cunoscut, da, v-ați scris și deodată v-ați întâlnit. Și ați hotărât să trăiți împreună? A doua oară de când ne-am văzut iar tot la oraș acolo. Dar la ce oraș? La unde? La Edmunds. Ei de la tine de acolo? Din. Da. Și eu trăia unde? La tine tu ai casă, tu ai proprietate sau trăiești cu părinții? Eu trăiesc cu părinții. Și ai dus la tine în casă cu mama ta? Da. Bun. Ea muncea? Da, când spune ceva. Deși te întreb niște detalii, pentru că în orice cuplu există neînțelegeri. Sunt zile, perioade când nu vrei să vorbești cu acel om. Sau te-ai mai certat, sau e povestit. Ce s-a întâmplat la voi? Sunt niște probleme și mai departe îmi ziceți că nu. Какие качества тебе важны вот в девушке? Назови три. Качество. Да. Ну, какие бы ты хотел видеть в своей девушке, допустим, рядом с тобой, которая будет? Слушай, для меня очень сильно важно, чтобы... Если взять самое главное качество, это интеллект. Это очень сильно для меня, очень важно. Чтобы тебе было с кем поговорить по душе. Да, вот мне оно, не знаю, тот факт, что я чувствую, что моя женщина умная, и при этом это для меня это сила, я не знаю, мне это вдохновляет. Очень сильно. А маме на самом деле очень умная девушка. Ну, те образы, которые она строит в ТикТоке, это не она. Как бы она совсем другая. Я как бы ее знаю уже 5 лет, и я думаю, она бы тебе подошла на самом деле. Вот. Ну, как ты смотришь на то, если Амалия дальше будет, скажем, сниматься в ТикТоке, делать там эфиры, ну, ты знаешь, какие они там могут быть провокационными. То есть это тебя никак не смущает? Смущает, я спонил. А мой, для начала так, да, форма АСС... Да нет, это не смущает, на самом деле. Я могу с ней вместе сниматься. Что? Поехали. То есть это не будет для вас проблемой, скажем? Tu zici că ai o afacere. Despre ce vorbim? Dar cum, afacerea nu e a mea personală. Noi suntem toți trei cu tata și cu fratele mai mare. Adică este un business de familie. Da, business de familie. Și cum a spus că dar cine are o afacere n-are timp pentru familie. Te greșești. Eu ne-am făcut lucruri, dimineața m-am trezit. Ne-am făcut lucruri până la orele 2, 3, 4 maximum și eu sunt liber. Și pentru familie și eu în timpul lucrurilor pot să... Ei, dacă nu eram arătat, mă arătam eu cu tine. Luând în considerație că compun poezii, am decis să compun o poezie despre tine, Licino. Mircișno. Te rog, la urmă, să-mi spui și părerea ai. Hai, succes! Uite-l aici pe Lichimos, mamă, dar ce băiat luxos! Ai umorul de aoleu, privindu-ți filmulețele, uit cine sunt eu. Deci ai barbă, e un plus. Că ești cunoscut, nu e un minus. Umbra aș putea și eu să-ți țin. Te mai servesc un pahar de vin, poate mai registrez ceva de pe un papuc. Dacă da, la tine acasă mă mut. Bravo, tata, bravo. Scurt, clar. Iubești singurătatea sau nu? Da, singur câteodată îmi dau întrebarea asta, dacă sincer o iubesc sau o savurez. Dar periodic te duci în ea.
aș spune. Da, dar e fain, iar un copil mic, cum să nu-ți placă, măcar o dată să aibă, măcar 20 minute atâlnit. Da, oricum consider că fiecare om are nevoie de o perioadă sau de niște, nu știu, care face o recapitulare, câteva ore pe zi, sau nu știu cum să zic, sau câteva ore în săptămână, când să fii singur cu gândurile sale și le pui la loc, adică nu sunt genul de persoană care aș teroriza o persoană, unde ești, faci... Dă-i telefon la control. Faci, vin, du-te încolo, adică chestii de astea n-aș faci, sigur să-i trebuie. Doamna Lumila, dar cum fusese relația asta frumoasă în care s-a născut un copil? Cum, ce v-a determinat că ați adoptat 3 copii? Это не называется усыновить, это так по жизни получилось. А как получилось? Ну, потому что дочка – это моего супруга. С 73-го года. Да, 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 да. А мама где была этого ребенка? Далеко. В России. Вы ее взяли к себе? Нет, она приезжала, мы помогали. Вот. А у меня эта дочка была 73-го года. Его. Так. А у меня мой родной брат тоже 73-го года, но так получилось, что мама болела, и он практически рос на моих руках. Вы как мать? Да, нет, как, он не как мать, он как меня мамой называл. По документам как было? По документам я родная сестра, я старше его на 17 как с лишним мать. Лет. И трилля адоптив? Третий – это мой сын, а четвертый попал ко мне на 2 месяца и остался… А как он попал на 2 месяца? Мама уезжала, сказала, что ей надо срочно в Москву, а уехала и забыла. Потрясающе. Подружка, соседка? Нет, ни подружка, ни соседка. Ну, вот так получилось, что... Нет, так не получается. Получается, у меня все получается. Хорошо, а по документам? Копии есть, это ребенок? По документам, когда мамы долго не было, мне пришлось обратиться уже куда следует. Лишите. Меня сделали опекуном. Вот, и ребенок... Ну, ребенок называл меня мамой. Мама вернулась? Мама вернулась, когда у меня ребенка взяли, когда муж лежал на операции на 72 часа, потому что за ним нужен был уход после операции, и мне ребенка не вернули. А сколько было ребенку лет? Тогда ему уже было 15. Primul, apropo, Cătălin și al doilea, Kiril, nu aveți mari compatibilități, practic nu rezonați, da? În schimb, cu ultimul candidat, Eduard, rezonați măcar din aspectul cel că tu ai Venusul tău, apropo iarăși care vine cu luna neagră în conjuncție, la Jimmy. Eduard este Jimmy. Și la Jimmy criteriul de bază este prietenia. Deci poți să încheie o prietenie, să faci niște proiecte comune, mai multe, ușoare, de scurtă durată, da? Deci chiar să câștigați bani. Ți l-aș recomanda ca prieten. De ce? Fiindcă prietenul lui Vlad, care la fel este Jimmy, după mine ți-a trezit interes și tot i-ai provocat interes. Însă eu te rog ceva, uite luna asta neagră pe Venusul tău în Gemini, dar iubește să joace dublu. Dar iubește diverse scenarii așa, mai triche, mai să joace cu dublu, hai să spun așa, triplu, dublu. Și nu cu sentimentele dublu. Oamenilor? Da, deci dacă l-alegi pe Eduard ca prieten, din considerent, mai ales că ți-a plăcut ca să ai posibilități să comunici cu Vlad, eu îți recomand din start să fii sinceră și să spui, uite, eu vreau cu tine să fiu prieten, dar, spre exemplu, dacă ți-a trezit interes Vlad, să spui despre aceasta, să verbalizezi. Nu juca, te rog mult. Abis un gemeni și poate, într-adevăr, ai posibilitate să întâlnești chiar doi prieteni. Deci tu, Cristina, pe cine propui? Ultimul, Eduard ca prieten. Pe Eduard ca prieten, pentru că are posibilitate să se mai vadă cu Vlad. Asta e film deja la indian cu 40 de serii va fi. Cristina, dai câteva întrebări, pentru că mai este câteva clipe și le invităm în scenă, pentru că la sigur toată lumea așteaptă surprize. Nu, niciodată în viață. Asta, da. Eu zic, cel mai josnic variant, eu cred că chiar dacă mă nervez pe o fată, pe o gâdă. O gâdă că așa, cu lea cușită de o gâdă. Așa, la costișoare. Eu că mă nervez pe un pălțit, trebuie să-l gâdă. Chiar dacă, eu sunt o mie de metode ca să scoți, cred că femeia te nervează, mii de metode, cred că. Trântiește-o tău umbăci, că e nu știu acolo și așa, e repede, e ars ca sârnic, vii, dă-i o pup, și ce facem? Dragoste, mașincă, nici o problemă, davai.
Dansați pe mașină. Da, ceva de genul ăsta. Adică energia negativă spate scos din tine, nu ca prin lovituri, spate prin alt metode mai pozitive. Dar de unde așa întrebări? Chiar eu nu-mi pașnic, el e un om foarte capabil. Am zis încă o dată, și patru luni. Ați fi avut experiență în mai timp, în trecut. Așa îmi pare mie. Experiență îmi pare să dau întrebările astea. Și că una. Tu ai spus că îți ajung fetele, dar dacă, de exemplu, eu e fiind însărcinat și o să am fată, și ai spus? Nu aș fi nimic strașnic. Dacă e a mea, e sângele meu, asta e 100% că o să o iubesc până la moarte. Surpriza mea constă de a face un tatuaj lui Ana pe mâna dreaptă. Eu să-l fac, ea să-l aprecieze, pentru că ea tot este pictor. Uh-huh. Ana, tu ești gata? Da. Bine, atunci să încep. Da, dacă poți să trebuie. Uh-huh. Ești primul care m-a putut. Шикарный сюрприз, он очень попал в ее... Ну, то, что она чем занималась в школе, там тоже рисовала на себе. Че здесь она, Айлес? Скрю, врёс факу паме. Да, există probabilitatea peste o perioadă de timp să nu-ți mai placă tatuajul pe care l-ai desenat. Nu. Nu există, da? Ana, așa zic mama când te vede cu mâna. Eu deseori mă desenez singură pe mine, dar tatu nu vreau să fac. Părinții mei sunt potrivă la tatu. Tu tot ai așa carioca specială? Nu, pixuri obișnuite sau nu știu. Neapredelion, l-am сказал, că он не хочет, чтобы девушка была с татуировкой. Теперь делать татуировки, это какая-то немножко нелогично. Dar tu, Ana, așa, ești disponibilă, dai la toți mâna să te desenezi? Nu, el e primul. Nu, el nu e disponibil, el nu a oferit mâna. El e primul și atunci dacă cumva nu-ți place, cum să ia care o casă, știi tu? Da, știu. Valeriu, datorită acestei emisiuni există probabilitatea să-ți găsești mai mulți clienți. Sau să primești vreo invitație în afara țării. Vede că faci asta în fiecare zi. Surpriza mea este gata. E super, minunat. Ia îndă să vedem ce este acolo. Dar ce este? Poți să... Dacă poți, da. Pana și păsările, adică toți știm că penița s-a folosit în, sub formă de a scrie. Mm-hmm. Ceea ce mi-a reprezentat asta, o pană și o băncuță de cerneală. Calimară. Da. Mm-hmm. Păsările ar însemna mai mult o libertate, ceea ce iar, cum am spus, că are nevoie de libertate personală. Măi, Valeriu, eu cred că ești un om foarte și foarte talentat. Îți mulțumim!